Două mașini din Zalău, marca Volkswagen și Ford, au fost lovite de un BMW după ce șoferul acestuia a pierdut controlul bolidului. Din fericire, nu au existat victime. Colega mea, Corina Gliguț, a fost acolo și are mai multe detalii. Un autoturism marca BMW matriculat în Cluj-Napoca, de culoare albastră, a derapat în mijlocul drumului și a acroșat două mașini parcate pe trotuar. Unul dintre autoturisme a fost foarte grav avariat. Autoturismul marca BMW cu numere de Cluj a fost grav avariat, însă șoferul și persoana din dreapta nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, astfel că ambulanța nu a fost chemată la fața locului. Celelalte două mașini parcate pe trotuar, lângă clădirea unde își exercită activitatea mai multe instituții, au fost avariate, însă doar autoturismul marca Volkswagen a fost mai șifonat. Mai exact, mașina a fost izbită de peretele clădirii, geamul din spate a fost făcut zob, iar aripa stângă spate a fost îndoită și zgâriată destul de tare. Potrivit pasagerului din dreapta al autoturismului marca BMW, care a dorit să-și păstreze anonimatul, proprietarul autoturismului Volkswagen și șoferul BMW-ului s-au deplasat la poliție pentru a rezolva această situație pe cale amiabilă. În ceea ce privește identificarea proprietarului mașinii marca Ford, pasagerul din BMW susține că nu a reușit să-l găsească, dar speră că poliția va reuși să identifice până la urmă proprietarul mașinii.